despre care nu auzisem nici unul dintre noi. Alexander Baumgart, cum spuneam, este profesor la Universitatea din Cluj. Are și o foarte intensă activitate editorială, pentru că se ocupă de o colecție care e foarte, foarte interesantă la editura Polirom, Biblioteca Medievală, de asemenea și la editura Humanitas. Așa că aș vrea să încep prin a aborda problema actualității studiilor medievale și a studiilor clasice, evident, în lumea noastră. Da? La ce bun? Da? Am văzut că se închid catedre de litere clasice. Mai e nevoie de așa ceva? Mă rog, sigur, noi toți trei suntem de acord că da. Dar cum explicăm importanța studiilor clasice și a celor medievale în lumea noastră? Dragii mei, dragi ascultători, mulțumesc mult pentru onoarea de a sta de vorbă cu dumneavoastră în definitiv, pentru că singura posibilitate pe care am putea o avea în regimul științei este să ne vorbim unii altora. Dacă domnul Tudor Paleologu m-a suit așa repede pe un piedestal, eu vreau să profit de ocazie să cobor cât mai iute cu putință, pentru că piedestalul e pentru cei înțelepți și pe cei înțelepți nu ne mai săturăm ascultându-i, dar pentru aceasta ei nici nu trebuie să vorbească prea mult, ei pot să și tacă. Atunci noi în continuare vom simți aceeași sentiment de nesăturare, adică nu ne vom mai sătura să-i ascultăm cum tac. În schimb, pe cei care știu ceva, au, să zicem, știință, dar nu înțelepciune, s-ar putea uneori să ne mai săturăm ascultându-i cum vorbesc. La acest nivel, coborât de pe piedestal, să zicem că mi-ar face mare plăcere să stăm împreună și nici eu nu m-aș sătura ascultându-mă pe mine vorbind, așa încât împărtășim același sentiment. Despre studiile medievale, vreau să vă spun un lucru care mie mi se pare important ca debut al întâlnirii noastre, adică aș vrea să fim împreună conștienți că într-un anumit sens, într-un anumit sens profund și foarte serios, noi nu vom vorbi despre studiile medievale acum, ci vom vorbi despre noi înșine, vorbind despre studiile medievale. Adică, mi-aduc aminte de o frază foarte frumoasă din Martin Heidegger, din Problemele Fundamentale ale Fenomenologiei, în care autorul remarca faptul că, citesc din memorie, noi nu îl citim pe Platon sau pe Aristotel ca să-l citim pe Platon sau pe Aristotel, ci îl citim ca să învățăm ceva despre noi înșine. Ori, sub semnul acestei fraze, mă gândeam cumva să răspund amabile invitații a Casei Paleologu de a sta de vorbă despre colecția Biblioteca Medievală și despre autorii medievali, despre receptarea în cultura română a evului mediu. Adică să mă întreb ce învățăm despre noi înșine citindu-i pe autorii medievali. Asta este, cred, întrebarea corectă pe care putem să ne o punem și care ar putea să fie un far călăuzitor și pentru cei care, dintre ascultătorii noștri, poate ar fi interesați de cultura medievală, dar mai ales pentru cei care nu sunt interesați, pentru cei care știu că nu vor face în viața lor studii medievale, că nu vor învăța limba latină, nu vor face paleografie medievală, nu vor înțelege decât așa, din avion, ce înseamnă diferența dintre majuscula și minuscula anumitor manuscrise, în sfârșit. Pentru aceea cred că merită să vorbim, pentru că întâi de toate ei sunt cei mai mulți și ei sunt cei îndepărtați de studiile medievale, dar despre care obiectul nostru spune ceva. Și iată ce spune. Ca să fiu foarte limpede și ca să pornesc de la lucrurile concrete ale vieții noastre cotidiene, am să narez o amintire și am să încerc să îi găsesc împreună cu dumneavoastră semnificații. Eram în mileniu trecut, în mileniu trecut, în 1999, și veneam de la Paris. Era o iarnă cumplită. Cumplită înseamnă foarte rece, foarte uscată, răsărit peste câmpia Panoniei din acela orbitor și roșu și în care, cu multă, multă zăpadă care reflecta lumina soarelui matinal,
eu treceam granița bizar, ca să nu spun fraudulos, cu o mulțime de rucsaci, genți, în orice caz mai multe decât membre cu care aș putea să agăț asemenea obiecte avea. Vameșul m-a privit ciudat, m-a întrebat scurt de unde vii, i-am spus de la Paris, și m-a lăsat să trec. Întâmplarea făcea că veneam de la o bursă, pierdusem niște autocare, microbuze, chestii din astea prin Budapesta și cu un taximetrist am reușit să trec pe la Petea într-un context în care el mi-a spus nu vreau să știi ce ai tu în bagajele tale, nici tu nu vrei să știi ce am eu în portbagaj. În urmare, înainte de vamă, ne despărțim. Și, într-adevăr, am coborât din mașină, omul m-a așteptat după graniță. Și genul acesta este unul extrem de loial, vă asigur. Iar după ce am trecut granița, el mi-a arătat ce aveam în portbagaj, nu vă spun, dar i-am spus și eu ce am în portbagaj pentru că era în bagajele mele, pentru că el a fost curios și i-am spus. Aveam fotocopii. Adică reușisem cu amabilitatea unuia dintre dragii mei prieteni medievii, Sylvain Piron de la EHES de la Paris, să fotocopiez tot ce s-a putut de la Ecole Normale în spațiul edițiilor consacrate și citabile din autorii medievali pe care îi căutam, pe care nu-i găseam în bibliotecile noastre și din care căram bagaje de hârtie ca să pot să le leg, să pot să îi citesc, să pot să-i citez și să pot să predau de pe acești autori. Da. Asta, cum recunoști un universitar într-un aeroport, pentru că are bagajele în mod evident cele mai grele. De-al minte, am o întâmplare amuzantă în aceeași direcție. Eram deja ambasador la Copenhaga, dar am lăsasem mare parte din bibliotecă la Berlin, unde predasem înainte la Bard College Berlin. Și am predat din nou vara lui 2006, țin minte foarte bine, și Am luat autobuzul, autocarul din Copenhaga până la Berlin și apoi de la Berlin înapoi la Copenhaga, pe de o parte pentru că drumul era foarte plăcut, dar și pentru că știam că am multe cărți de luat și am umplut niște geamantane, evident, cu cărți și când m-am întors de la Berlin la Copenhaga, era noaptea și ne-au oprit la graniță. Făceau controle, cred că căutau droguri, ceva de genul ăsta. Văzându-mă, identificând o valizoaie enormă și îngrozitor de grea, cred că avea peste 30 de kilograme, polițistul a întrebat cine este posesorul acestui geamantan. Eu am apărut, n-am îndrăznit să spun că eram ambasadorul României la Copenhaga, n-am zis nimic. Polițistul s-a uitat în geamantan, după care i-a spus superiorului, șefului lui, es waren Bücher, erau cărți. Iar superiorul comentează, die Bücher sind die schlimmsten, cărțile sunt cele mai rele. Da? Deci această remarcă a ofițerului german de la frontieră este formidabilă. Cărțile sunt cele mai rele. Au crezut probabil că ai lingouri de aur. De asta era atât de grea. Mărturisesc că dacă aș fi fost în locul lui și aș fi folosit limba română, l-aș fi parafrazat pe Andrei Pleșu cu jurnalul de la Tescan și aș fi spus da, sunt și ele stupefiante. Da, e excelent. Aici se vede... Acesta ne învață, de fapt, ceva. Ne învață faptul că am trăit o studenție frustrată. Suntem cam aceeași generație. Ne-am făcut școlile în anii 90-2000. În România nu aveam cărți. În 96, când am ținut primul seminar de filosofie medievală, singura carte din Cluj pe care puteam să o folosesc ca să predau, era traducerea mea din Anselm de Canterbury, Proslogion, un text fundamental de altfel. Situația stă cu totul altfel acum, dar despre asta vom vorbi. În schimb, starea de fapt a acelor ani era una de penurie, care merita să ne motiveze și pe foarte mulți, pe fiecare în domeniul lui i-a motivat. Să trecem însă de nivelul acesta, care este un nivel individual, care este unul al experienței singulare,
și să încercăm să răspundem unei întrebări mai importante, unei întrebări mai profunde și mai înalte, care ține de condiția noastră culturală și care ține cumva de destinul cultural al filozofiei românești, care ne include ca indivizi, care este peste noi și care ar putea să intereseze o comunitate mai largă decât cum am trecut eu granița la Petea iarna pe ger cu mâinile însângerate de bagaje. Care este această condiție culturală? Filozofia românescă, știm, s-a născut într-un context în care Europa prolifera în iluminism, prolifera mai târziu în romantism și forma o terminologie filozofică tributară acestei epoci. Aceasta înseamnă faptul că limba română și cultura filozofică românească s-a născut odată cu aceste probleme. Sunt problemele pe care a învățat să și le pună. Sunt termenii în care a învățat să gândească. Sunt termenii care au format granița limbajului gândirii românești. Asemănarea cu un pui aflat în propriul ou este una foarte bună. Să încercăm să ne imaginăm acum această situație, să ne imaginăm fizic și să înțelegem următorul lucru. Dacă cultura modernă a Europei este pusă în situația de a-și gândi fundamentele, de a-și critica fundamentele, de a se îndoi asupra fundamentelor ei, o cultură care s-a născut în interiorul modernității și nu are acces la un punct care se poate fi definit, la un punct teoretic care se poate fi definit în afara acestui cerc, nu va putea participa la această critică. Cred că este o afirmație corectă. Fiind în interiorul fenomenului, fiind născuți odată cu fenomenul sau după apariția lui, nu avem un instrument de gândire a acestui fenomen prin care să ne-l prefacem în obiect al gândirii și nu avem o perspectivă detașată. Acesta a fost gândul meu care străbătea mintea în anii aceia, dincolo și care trecea dincolo de experiența mea individuală și care mă făcea să mă gândesc la faptul că pentru cultura filozofică românească, pentru comunitatea noastră politică, pentru modul nostru de a gândi, pentru modul nostru de a fi europeni în definitiv, o recuperare a filozofiei medievale, care să fie una științific făcută, să fie corect, savant, erudit și în același timp proliferant făcută, este o maximă necesitate și este întâi de toate un gest politic. Adică atunci când eram în biroul lui Silviu Lupescu la Polirom și lui i-a venit ideea, traduceți suma teologică, în capul meu, acesta nu a fost un gest cultural, în primul rând. Nu a fost un gest spiritual. Nu a fost unul pasional sau nu a fost unul de clasicist. Și a fost receptat ca un mesaj cu importanță politică. Adică este ceea ce pot face eu pentru comunitatea mea. Să spun, iată un instrument cu care vă puteți gândi modernitatea, cu care vă puteți depăși modernitatea și cu care puteți să înțelegeți originile ca să reînvățați o lecție pe care n-ați apucat să o trăiți. Și eu împreună cu voi. Asta este ceea ce animă și ceea ce a animat nașterea unor proiecte în anii 2003, când s-a născut colecția Biblioteca Medievală, sau în 2009, când a pornit seria traducerii sumei teologice în limba română lui Tomadin Aquino. Ceea ce înseamnă că ne ancorăm, potrivit frazei din Heidegger de care vorbeam mai înainte, într-o dublă ipostază, una particulară și una universală, a conștientizării propriei noastre poziții umane și culturale. Adică ne ancorăm întâi de toate într-o frustrare studențească. Nu aveam cărți, vrem să le facem. Ne ancorăm în al doilea rând într-o modalitate de a gândi filozofia românească și de a conștientiza necesitatea de a oferi un instrument pentru a-și afirma propria capacitate de a gândi lumea în care se află. Mai există însă și un al treilea nivel. Un nivel care abia în anii ăștia începe, cel puțin în capul meu, să devină tot mai evident și mintea generației care crește cu totul alte condiții, având alte frustrări, având alte bucurii și având în orice caz o altă condiție. Acesta al treilea nivel este cel al condiției umane din perspectivă europeană. Adică, independent de cultura filozofică românească, independent de condiția noastră individuală, cred că
se poate vorbi și de, mai ales poate într-un sens, de faptul că avem, ca participanți la o comunitate, o sarcină de gândit și care este modernitatea însăși. Ori s-ar putea să fie valabilă și pentru toată comunitatea noastră aceeași afirmație potrivit căreia merită să înțelegem ce s-a întâmplat ca deplasare de idei, ca fractură în istoria intelectuală, în evul mediu și mai ales în scolastică, pentru a ne gândi posibilitatea depășirii condiției moderne. Asta este, dacă vreți, cea mai generală teză cu care pot veni în fața voastră. Cred că ar fi bine, ca să stabilim parametrii discuției, să vă invit să ne spuneți mai multe despre autorii pe care îi traduceți, autorii pe care îi studiați, întrucât înțeleg este vorba de evul mediu latin, evul mediu scolastic, deci evul mediu din vestul Europei, care, bineînțeles, se dezvoltă, este influențat de originea arabă, este influențat de antichitate, de est, dar formează o cultură specifică, o cultură care marchează modernitatea în modul pe care de-abia acum începem să le descoperim. Și autori foarte importanți, cum ar fi chiar Descartes sau Bacon sau Spinoza, știm că erau mult mai îndatorați evului mediu decât spun ei sau decât ne-ar... adecât am crede la prima vedere. Percepția dumneavoastră este îndreptățită. Adică ea are un obiect care, într-adevăr, cam așa arată. O colecție de 43 de volume în care preponderent avem texte venite dinspre cultura latină și care întotdeauna sunt bilingue. Totuși, la nivelul intenției colecției, percepția dumneavoastră nu este adecvată. Iar vina este a noastră. Deoarece intenția originară a colecției, care n-a fost părăsită, dar n-a fost încă realizată, era și este aceea de a ilustra evul mediu ca fenomen mediteranean. Adică, de a înțelege faptul, îl spune Remy Bragg foarte frumos într-o carte a sa legată de reflexia asupra raportului dintre evul mediu și modernitate, faptul că centrul a ceea ce noi astăzi numim cultura occidentală este un centru în deplasare, de-a lungul antichității târzii până spre sfârșitul evului mediu, într-o deplasare geografică dinspre coastele Asiei Mici, treptat spre vestul Europei. Această deplasare este cea care mă interesează și pe care aș vrea să o surprind în limbile ei genuine. Adică vorbim, și asta este o idee a lui Alain de Libera foarte frumoasă, în care ceasuri culturale asemănătoare bat în diferite zone ale Mediteranei, producând-o pe diferite limbi, pe care am încercat într-un program accesibil online de altfel în catalogul Bibliotecii Medievale să ilustrăm atât cât putem. Întâi de toate e cultura arabă, dacă plecăm chiar din zona răsăritului Mediteranei. Avem în colecție, datorită eforturilor profesorului George Grigore de la Universitatea din București, deja câteva texte fundamentale ale culturii literare și filozofice arabe, dar încă multe nu mai așteaptă să fie traduse. Abia avem, de exemplu, tratatul decisiv al lui Averroes, dar el deschide o poartă spre traducerea comentariilor sale la Aristotel, pe care abia le așteptăm. Pe de altă parte, este limba greacă. Aici am reușit, sper să găsim răgazul de a vorbi pe îndelete despre această lucrare, să publicăm deocamdată numai tratatul despre numele divine al lui Pseudo-Dionisie Areopagitul. Corpusul Dionisian în versiunea Marilenei Vlad va continua în Biblioteca Medievală. Proiectul filozofiei grecești medievale în Biblioteca Medievală este unul foarte larg, chiar în această toamnă. Sper în sfârșit să închei și să pot publica tratatul despre diferența dintre filozofia lui Platon și a lui Aristotel, a lui Pleton. Aș vrea să explicăm pentru cei care ne ascultă, da? Cine e Dionisie, mă rog, Pseudo-Dionisie Areopagitul, cine este gemist Pleton? Mai devreme ați vorbit de autori arabi din această bibliotecă medievală, Averroes, cred că ați tradus, și Avicena, dacă nu mă înșel, și parcă ați mai tradus câte ceva, dar asta e foarte important pentru aristotelismul
musulman. Da? E și această filieră arabă de transmitere a filozofiei aristoteliciene. Gemist Platon, pentru cei care ne ascultă, unii poate îl știți deja, Gemist Platon este un filozof foarte important din secolul XV, practic de la finalul Imperiului Bizantin. E ultimul mare filozof bizantin și Gemist Platon era un filozof neoplatonician. În secret, mă rog, se detașase de creștinism, era chiar favorabil unui soi de neopoliteism de inspirație platoniciană, precum neopoliteismul lui Iulian Apostatul, poate, eventual, dar se pot face asemănări, deși sunt și diferențe notabile. Gemist Platon, de asemenea, a luat parte la conciliul faimos de la Ferrara și Florența de unificarea celor două biserici, în 1438. Iar Dionisie Areopagitul a fost foarte bine tradus de către Marilena Vlad. Noi am avut o emisiune cu Marilena Vlad la Radio Guerilla. O emisiune pentru noi a fost foarte interesantă, țin minte, Răzvan, și de asemenea foarte utilă este această traducere, pentru că Dionisie este o sursă comună pentru teologia orientală și cea occidentală. Da? Este o sursă foarte importantă. Da, mistic, teologia mistică se bazează în foarte mare măsură pe opera lui Dionisie Areopagitul. Aici, la Dionisie Areopagitul, aș vrea să menționez că este un autor foarte drag mie. Mi-am scris lucrarea de licență despre Areopagit și, bineînțeles, despre felul în care Areopagitul comunică cu tradiția clasică, cu platoniștii și cu Aristotel. Deci, aici, dacă luăm lucrurile ordonat și pe capitolașe, așa, eu aș dori să amuz ascultătorii noștri cu povești despre Dionisie care, și despre identitatea lui care se petrec după moartea acestuia, dar care asigură un succes nemaipomenit operei sale și pătrunderii acesteia în Occidentul Latin, pentru că avem de a face cu câteva evenimente care îl apropie pe Dionisie și corpusul Areopagitic, opera sa, lăsată să meargă mai departe în tradiție, de aristotelismul însuși în moduri absolut neprevăzute, dar motivante și pentru receptarea lui Aristotel și pentru receptarea lui Dionisie în Occident. Mă gândesc, de exemplu, la faptul că în lumea occidentală știm corpusul dionisian ajunge în epoca carolingiană, are parte deja de două traduceri, și este receptat cu entuziasm deoarece francezii îl suprapun cu întemeietorul presupus al comunității creștine a parizienilor, decapitat de împăratul Decius în secolul I și omonim. Ceea nu, ce face Decius, ca entuziasmul... Da, asta înseamnă că e secolul III, dacă e Decius. Dar da, grecii, francezii credeau că este de fapt vorba de un discipol al Sfântului Pavel. Da, există această... Mă rog, sunt multiple greșeli aici. Ceea ce... Da, este... ceea ce... sub orice formă îi motivează să-l traducă, să-l recepteze și să creeze, o știm, în secolul XII, o întreagă arhitectură potrivit teologiei sale. Însă, în lumea arabă, da, pentru în secolul al IX-lea... Pentru cei care ne ascultă, câteva informații. Necropola regală franceză este Abația Saint-Denis. Da, este o superbă... biserică într-o zonă acum destul de periculoasă a regiunii pariziene, adică trebuie să te duci cu grijă acolo în timpul zilei, să mergi acompaniat, nu te duci oricum. E o zonă foarte destul de specială. Ei, Sfântul Dionisie, Denis, Saint-Denis, are un rol identitar foarte important pentru Franța. Da, este unul dintre sfinții francezi. Sigur că asta se bazează pe o legendă. Iar arhitectura gotică, așa cum spunea domnul Baumgarten mai devreme, practic se naște din lectura operei lui Dionisie Areopagitul. Da? În special e vorba de problematica luminii, da? Lumina ca element al arhitecturii.
Și am putea spune că, de fapt, arhitectura gotică este o arhitectură dionisiană. Consimt într-o totul acestora și singura mea modestă și, să zicem, profesorală ambiție este de a-l reintroduce pe Aristotel în cercul acesta. Acesta pentru că, vă spuneam mai înainte, știm cu toții astăzi, opera lui Dionisie este larg inspirată și de problematica și de terminologia unui autor neoplatonician, probabil maestrul lui, și anume Proclus. Dacă reținem acest amănunt, trebuie să adăugăm la el încă unul, și anume că în secolul al IX-lea, în lumea arabă, își face apariția un tratat anonim care parafrazează elementele de teologia lui Proclus și care se numește Cartea despre cauze. Această carte despre cauze e tradusă în limba latină sub numele lui Aristotel, sub paternitatea lui. Ceea ce înseamnă că cititorii latini au la dispoziție două texte, Corpusul Dionisian, despre care ei habar n-au că vine de la Proclus deocamdată, și Cartea despre cauze, pe care o cred a lui Aristotel și despre care habar n-au că vine tot de la Proclus. Uimirea primilor comentatori ai cărții despre cauze este foarte mare pentru că ei recunosc acolo concepte familiare lor, adică conceptele lui Dionisie. Care este consecința acestei uimiri, chiar dacă falsă, că merită să-l traducem și să-l predăm pe Aristotel? Asta este un efect de perplexitate pe care l-a trăit secolul XIII, până la descoperirile filologice care au aranjat lucrurile, dar era prea târziu, și care a pus pe un drum filosofia medievală latină. Însă, adică spuneți practic că interesul occidental pentru Aristotel vine dintr-o neînțelegere, de fapt. Nu, este stimulat. Nu, să nu exagerăm. Este stimulat de o neînțelegere, dar e o neînțelegere savuroasă. Sigur că da. Asemenea malentenduri să se tot producă. Iată. Măcar atâta timp cât au un efect. Dar revenind dincolo de acest aspect la ordinea mediteraneană despre care vorbeam, în care, iată, cultura arabă și cultura greacă au o importanță atât de mare încât nu ne va ajunge viața și planurile bibliotecii medievale în a traduce aceste texte și în a le face prezente în cultura română pentru a ilustra tabloul. Gemistos Pleton va fi la toamnă. El nici măcar în secret, cum spuneați, nu se declara păgân, ci se declara public. Era o atmosferă la Florența în care el putea face lucrul acesta și în care, iată, filozofia greacă medievală colabora cu cea latină, ba chiar reușea, din păgânismul lui Platon, să influențeze teologia latină, creștină. E un fenomen foarte interesant despre care poate vom vorbi odată. Mergând însă mai departe, există cultura ebraică medievală, din care vom avea în sfârșit un volum anul viitor în Biblioteca Medievală, într-o formă bilingvă. E vorba, pe de altă parte, de limbile vernaculare ale evului mediu, din care am reușit deocamdată, din franceza veche, să publicăm câteva texte, între care avem Christine de Pizan, Cartea Cetății Doamnelor, celebrul manifest întemeietor al studiilor de gen, pe care trebuie să le amintim în acest context, în literatura medievală. Și, bineînțeles, limba latină. Limba latină este predominantă în colecția Biblioteca Medievală pentru că aici am avut specialiști. Pentru că aceasta este școala pe care în 20 de ani am reușit cât de cât să o formăm. Ea este cea mai numeroasă. Eleniști sunt puțini, iudaizanți sunt puțini, arabizanți abia îi formăm la Cluj. La București există o tradiție savantă, dar începutul e făcut și aici. Ceea ce înseamnă că avem de a face cu cel puțin, iată, patru limbi fundamentale și câteva vernaculare în care proiectăm Biblioteca Medievală, dar din care deocamdată au apărut în limba latină cele mai multe. Poate că la un moment dat echilibrul se va schimba. Dar m-ați întrebat despre autorii pe care i-am ales și cum i-am ales. Întâi de toate, ne-am gândit împreună cu Consiliul Științific al acestei colecții cu care ne-am sfătuit și ne-am gândit
cum să facem un plan suficient de mare încât să ne depășească toate viețile și în fața căruia să fim siguri că nu îl vom putea îndeplini, pentru că astea sunt de fapt lucrurile care merită făcute, cele pe care le ai în față și spui despre ele că în mod evident te copleșesc. Numai copleșitorul merită. Cred că și Cioran ar fi de acord cu noi în momentul de față, dacă ne gândim la schimbarea la fața României, cel puțin. Ori în sensul acesta ne-am gândit mereu la autorii de bază, la autorii nucleu, la autorii de care se pot lega alte constelații de autori. Cam în felul în care, o să vorbim un pic mai încolo, Barbara Cassin și-a gândit vocabularul filozofilor europene. Cam la fel am gândit și noi colecția Biblioteca Medievală, adică cu autori centrali, cu autori directori sau cu opere directoare care se conducă spre altele pe care încă n-am apucat să le edităm. De exemplu, am tradus, Andrei Bereschi a tradus Cuzanus de Docta Ignoranția. Opera lui Cuzanus este ancorată într-un fel. Am tradus câteva opere din Toma din Aquino. Opera lui este ancorată în felul acesta. Am tradus Hugo din Saint-Victor Didascaliconul. Restul operei sale vorbește prin aceasta. Am început Bernard din Clairvaux, tratatul care e bestsellerul lui filozofic, despre considerare. Sigur, restul operei lui Bernard așteaptă. Florina Ion a și tradus despre gradele smereniei, care deocamdată așteaptă în computerul meu. Ceea ce înseamnă că ne-am gândit la acești autori care polarizează cultura medievală și din perspectiva cărora avem un minim instrument în a porni în studiul acestora. Și dacă îmi permiteți, aici am văzut în catalog și William Ockham, William din Ockham. Da. Am început... Aici a fost o strategie care îi face oarecum o nedreptate lui Ockham, dar aruncă o pută de legătură spre cititorul român. Pentru că în 2006, în momentul în care ne întrebam cum merită să-l publicăm pe Ockham în română, ne-am gândit și m-am gândit la faptul că e mai inteligent să pornim de la, e mai inteligibil să pornim de la cele pe care noi le cunoaștem despre Ockham pentru a ajunge la ceea ce înseamnă de fapt acest autor, pentru a crea o punte de legătură. Ori aceasta a însemnat alegerea unor texte din suma logice, din sinteza lui de logică, în care figurau cele mai celebre butade ale sale despre natura universalului, despre principiile nominalismului, în sfârșit, despre lucruri adesea citate și care au intrat în vulgata ockhamistă cu care ne este prezentat adesea acest autor, ceva care suscită în mintea cititorului cult sintagma briciul lui Ockham, o asociază eventual cu cea lui Attila, biciul lui Dumnezeu și le încurcă într-un superb, dar să zicem că lucrul ăsta ar putea să fie început. Briciul lui Ockham. Așa, se poate, da, biciul lui Attila, biciul lui Ockham, se pot combina infinit lucrurile astea, dar la un nivel. Dacă trecem de nivelul acesta, pot să vă spun că pregătim un volum mult mai consistent. E vorba de colegul meu, Daniel Coman, care pregătește o ediție din prologul la comentariul la Cartea Științelor a lui Ockham, care conține, de fapt, doctrina științei. Ce înseamnă a cunoaște un obiect? Ce este subiectul cunoscător? Ce este limbajul care semnifică? Cum se constituie obiectul cunoașterii și care este limita lui? Iar din interiorul acestor probleme, cum este cu putință teologia ca știință? Acestea sunt întrebările pe care și le pune Ockham în prologul comentariului la sentință și el va constitui un volum foarte, foarte masiv în Biblioteca Medievală și care va da o epistemologie. Ceea ce am publicat până acum este o uvertură. Mai am o întrebare legată de acești autori. O întrebare bazată pe temeiuri pur egoiste, doar din interes întreb. Și anume, sunt doi autori care mă interesează foarte mult și pe care mi-aș dori foarte tare să-i văd traduși și accesibili în România. Și anume Dan Scotus, un gânditor extraordinar, foarte subtil și care a făcut carieră de la Leibniz până la secolul 20, Deleuze, de exemplu. Și al doilea autor, Suarez. Suarez care vine, bineînțeles, spre sfârșitul perioadei medievale, dar reprezintă oarecum culmea dezvoltării scolastice. Nu știu dacă sunteți de acord. Și sunt curios dacă intră în...
În planul imediat, bineînțeles, pe termen lung. Vezi că o să te pună să-l traduci tu. Așa cum știți și așa cum o mărturisește catalogul, singurul tratat închegat într-o formă completă pe care ni-l rezervă corpusul scotist este tratatul despre primul principiu. El a fost tradus în Biblioteca Medievală în 2007, dacă nu mă înșel, și a fost însoțit de un studiu introductiv, traducerea a făcut Adrian Cotora, care era studentul meu în perioada aceea, și studiul l-a făcut Ana Irimescu, ei erau colegi la masteratul de filozofie antică și medievală, și în felul acesta, împreună, am dat tratatul fundamental al lui Scotus despre primul principiu. Începutul e făcut. Rămâne opera masivă a lui, care nu încape în nici 50 de volume ale Bibliotecii Medievale, dar din care selectăm părți consistente și va urma câțiva ani, probabil, o traducere pe care o pregătește mai tânărul meu coleg Florin Kerman din comentariul său la Metafizica. Acolo, scotismul își găsește și își formulează principiile aplicate din tratatul său de, pe care îl pomeneam despre primul principiu, legat de posibilitatea însăși a metafizicii, a univocității ființei și așa mai departe. Ori acesta este într-adevăr un pas consecvent pe care trebuie să-l facem după debutul deja existent. În privința lui Soares, în schimb, a existat la un moment dat o inițiativă, îl invitasem pe colegul nostru de la Iași, Florin Crâșmăreanu, să facă o traducere, deoarece teza lui de doctorat de la Dijon viza pe Francisco Soares, dar lucrurile nu s-au materializat, cel puțin deocamdată. Însă eu m-aș feri să vorbesc în acești termeni ai culmilor filozofiei medievale, pentru că aceste culmi de obicei orientează văile, văioagele, munții mai mici, zona subcarpatică și toate celelalte într-un peisaj intelectual analogic. Ori pe acesta refuz. Știți, pentru că există atâtea moduri de a ordona filozofia medievală și filozofia în general, câți cititori există. Iar atenția cu care, și iubirea în fond, cu care îți poți înconjura cititorul, constă în a nu-i oferi asemenea ordonări. De aceea eu m-aș abține să vorbesc despre Soares ca despre o culme, dar aș vorbi despre el ca despre mulți, mulți alți autori în termenii unui transmițător. Vă fac o scurtă istorie, dacă vreți, a unui concept care este savuros, care este simpatic în felul lui și care face deliciul multor medieviști atunci când îi citesc pe exegeții filozofiei moderne, mai ales arhitecta. Să ne gândim, de exemplu, la meditația a treia a lui Descartes și la argumentul existenței divine de acolo, în care Descartes spune un lucru foarte, foarte simplu pe care orice ascultător îl poate înțelege dintr-o dată, și anume faptul că în mintea oricărui om există o idee de Dumnezeu, dar ea este într-atât de desăvârșită încât este imposibil ca mie, ca unui om limitat, să-mi fi venit această idee, deci numai Dumnezeu a pus-o acolo, așadar există. Acest argument este prezentat de moderniști ca fiind adesea o mare inovație și un standard așa al modernității. Deși el are o istorie foarte lungă și care ne duce surprinzător de departe, până în Antichitatea Greacă, dar ne duce pe un șir de câte două concepte care de la un autor la altul au fost descrise la fel, dar au fost mereu rebotezate. Unul dintre ei este Soares. Soares l-a luat de la Petrus Aureolus din secolul XIV. Petrus Aureolus l-a luat de la Toma din Aquino din secolul XIII. Toma l-a luat de la Averroes din secolul XII. Averroes l-a luat de la Alexandru din Afrodisia din secolul I. Iar Alexandru îl luase de la Aristotel. De fapt, este ideea simplă lansată de Aristotel, potrivit căreia mintea umană își poate aminti concepte pe care le-a gândit,
noi putem dormi și ne putem trezi a doua zi amintindu-ne de bine de rău ce am făcut cu o zi înainte, pentru că mintea noastră are la dispoziție o puritate absolută în care ea nu definește nimic înainte de a gândi, și asta s-ar numi intelectul nostru posibil, și are pe de altă parte la dispoziție imaginile în care își toarnă propriile concepte. Iar puritatea acelui intelect ne face pe noi să vehiculăm imagini păstrându-ne identitate, așa pură cum este. Ori această idee începe să aibă nume noi la autorii pe care îi pomeneam, până când ajunge să se numească concept formal și obiectiv la Suarez, de care să citească această idee, habar neavând de unde vine, și să spună, iată, în mintea mea există conceptul obiectiv de Dumnezeu, dar el e atât de desăvârșit încât nu poate fi decât formal și dacă e formal, nu e de la mine, deci Dumnezeu există. Iată așadar cum modernitatea se redefinește folosind, de fapt, ingrediente ale unei lumi vechi, cam în același fel, poate, îmi place mult comparația asta și cred că este utilă în definitiv și pentru ascultătorii noștri, cam în același fel în care populațiile pe care retragerea aureliană le-a lăsat la nordul Dunării au demolat templele, au topit pietrele de calcar și marmură și le-au prefăcut în noi clădiri pe care noi le-am numit ulterior medievale sau au spoit cel puțin cu ele vechile clădiri. Cam așa s-a întâmplat și în istoria ideii. Toader, ai menționat mai devreme, bineînțeles, o glumă că dacă mai vorbesc de Soare sau despre Dan Scotus, s-ar putea să vină ideea să le traduc. Eu am cochetat o singură dată cu ideea traducerii din filozofie. M-am gândit ce să traduc în română și m-am gândit la Nietzsche, evident. Numai că am ajuns la problema cum traduc distinția dintre gut und böse, pe de o parte, și gut und schlecht, pe de alta. Distinție, după cum știți, fundamentală. Acum avem cuvinte noi, trebuie să te folosești ele, nașpa. Adică este nasol, bun e... și nașpa. Da. Dacă vrei să, adică cuplu de noțiuni gut und schlecht, la schlecht trebuie tradus prin nașpa. Da, și băze. Da, rău, un nasol. Rău. Da. Nu. Ca să facem distinția între ce e rău și ce e de proastă calitate. Ei, și aici s-a terminat aventura mea cu traducerea și de asta am un imens respect pentru cei care se ocupă cu acest lucru, cu cei care traduc. Pentru că bineînțeles, cum spunea domnul profesor Baumgarten foarte bine la început, cultura noastră nu s-a născut din nimic, la fel ca Atena din capul lui Zeus. Bineînțeles, s-a născut pe anumite baze și pentru a spera că filozofia românească, cultura românească vor deveni vitale din nou, trebuie să însuflețim cultura românească și trebuie să-i dăm noi resurse, noi alimente. Și nu putem să facem asta decât prin traduceri. Și cred că multă lume se gândește la traducere ca la un proces mecanic. Ai un dicționar, știi foarte bine limba și pur și simplu transform cuvintele dintr-o limbă în cealaltă. Dar dificultățile sunt mult mai mari și opera de traducere este, de fapt, o operă originală. Pentru că trebuie să transmită gândurile autorului celui care a scris originalul, în așa fel încât să poată fi înțelese de cei care citesc într-o cu totul alt timp, în cu totul altă cultură. Și de asta cred că ar fi foarte interesant pentru noi toți să aflăm mai multe despre munca traducătorului, despre toate aceste provocări, care nu se văd la prima vedere, dar atunci când încerci să faci o traducere, te confrunți foarte repede cu aceste probleme. Sunt mai mult decât emoționat că atingeți o asemenea problemă, pentru că experiența traducerii s-a amestecat cu viața mea atât de intens în ultimele decenii, încât cumva de rușine și sfială privesc în jos, să nu credeți că am notițe pe care le-am pregătit pentru acest interviu. Trebuie să vă spun că am trăit momente extrem de emoționante, traumatizante, fericite, pe toate scările afectivității, dacă vreți, legate de experiența traducerii.
bucuria apariției unei cărți, sper eu, corect făcută, bună ca instrument, care nu prezintă elucubrațiile minții mele, ăsta e un cuvânt serios apropo de elucubrație, dar stricat de modern. Elucubrație înseamnă clarificare. În scara afectivității a însemnat pentru mine ceva minunat. Momentul în care un străvechi și de proastă amintire rector al universității te cheamă în biroul lui la 7 dimineața, te pune pe o canapea tare și urlă la tine privindu-te între ochi, ești un nenorocit de traducător, spunându-ți, evident te traumatizează și lucrul ăsta își pune amprenta la fel de puternic în psihicul tău, ca și bucuria apariției cărții. Să încercăm să judecăm însă problema, desprinzându-ne de aceste afectivități, pe care doream să vi le spun, și să încercăm să vedem ce e de depășit în ele și ce poate fi gândit ca experiența traducerii. Ar trebui să plecăm de la aceeași experiență a ceea ce suntem noi de fapt, puși în ziua de astăzi, puși în experiența noastră cotidiană și culturală, pentru a înțelege acest lucru. Și plec de la aceeași definiție în care spuneam, suntem o cultură născută în iluminism și romantism, în care problema creatorului, adică problema autorului care se retrage în propria inspirație, privește la Clair de Lune și are sentimentul unei vizite a divinului care îl pune să scrie sub dicteu automat și fără multă, dacă se poate, nici o bibliografie, este un arhetip cultural care are un anumit primat pentru noi. Adică valorizăm creația originală ca și cum ea ar fi implantată acolo în divin, ca și cum ar fi pusă undeva sub semnul unei autenticități supraumane. Ca și cum voința de putere ar fi fost inventată în secolul XIX și n-ar fi de fapt o sintagmă foarte canonică și foarte importantă pentru Civitate Dei a lui Augustin. Dar asta este o problemă de care putem să ne legăm un pic mai încolo. În sensul acesta, noi învățăm să gândim un fel de calitate secundă, un fel de muncă de zilier, așa, vechi meu șef de catedră spunea, sper că nu mă aude, că atunci când traduc sunt ca un cubicuș. Cubicuș este cel care aranjează pietrele cubice pentru știți? Așa, în limba maghiaro-transilvano-germano. Deci lucrez ca un cubicuș, așa. Această prejudecată culturală a primatului creatorului, așadar, ne pune într-o anumită poziție față de traducător și într-o anumită depreciere a lui. De altă parte, această depreciere are și o anumită consecință culturală în raportul pe care noi îl avem cu tradiția, deoarece suntem învățați de mici, în educația noastră, să apreciem și să provocăm, să recomandăm, să cerem ca fiecare dintre noi să aducă ceva nou. Ce Dumnezeule să aduci nou în fiecare clipă a lumii? Ori aceasta înseamnă faptul că avem un profund dezechilibru în raportul dintre vechi și nou, în raportul dintre transmitere și inovare. Iar dacă exagerăm valoarea inovării, nu înțelegem nici valoarea transmiterii. Echilibrul între acestea două este important. De-aia avem probleme în mentalitatea noastră culturală cu plagiatul. Și asta este o problemă pe care o putem discuta separat. Traducătorul e pus așadar în umbra unei prejudecăți culturale. Și atunci, noi îl reducem la filolog. Dovada că nu e bine să-l reducem acolo este faptul că filologul, care cunoaște minunat, după toate regulile sale, limba din care traduce, dacă e vorba de latină, dacă e vorba de greacă, dacă e vorba de o limbă axată și ancorată în istoria ideilor textului pe care îl ilustrează, filologul va fi incapabil să traducă textul omenește și să producă un instrument bun pentru istoricul ideilor. Uitați-vă, de exemplu, la ce s-a întâmplat cu traducerea lui Cicerone Iordăchescu la Corpusul Dionisian, pentru că despre ea discutăm. O traducere minunată, o traducere narrativă, o traducere de filolog, în care greu găsești erori, prostii de traducere, pentru că omul era un elenist. Cu toate acestea, textul este irelevant pentru istoria ideii. Pentru că nu vezi Proclus, nu înțelegi conceptele teologice, nu înțelegi problemele care sunt ancorate în text la nivelul prepozițiilor pe care le conține.
Adică, dar eu cred că mai e o problemă, iertați-mă, eu cred că mai e o problemă specifică limbii române, pentru că româna nu are precum franceza sau engleza sau germana sau chiar italiana o tradiție filozofică în spate. Nu ai, adică precizia nu este aceeași. Ajungem acolo. Ajungem acolo. Problema asta se deduce abia din ceea ce spun, pentru că dacă filologul nu poate să-și facă exercițiul decât dacă își depășește profesia și își însușește istoria ideilor, atunci el ajunge ca un turist care străbate un munte și a ajuns pe o creastă să vadă valea care urmează. Și valea pe care urmează este ceea ce intuiția dumneavoastră a preconizat deja. Adică reflecția asupra culturii în care traduce. Până când traducătorul nu devine un gânditor care reflectează asupra condiției de posibilitate a limbii în care traduce și nu o forțează și nu o maturizează să poată să exprime ceea ce dorește, până atunci el nu devine un creator cultural. El este un executant, ați folosit termenul mecanic la un moment dat, era să mă leg de el și de legătura cu ingenium din latină și de diferența de mecanici și ingineri, e de reflectat asupra subiectului, dar în momentul în care traducătorul a înțeles acest lucru, că el maturizează însăși cultura în care scrie, atunci nu mai are nevoie decât de un singur instrument care nu depinde de el, pentru ca opera lui să fie desăvârșită. Și asta este continuitatea. Am un exemplu în cap. În 1821, când țările române erau într-o agitație binecunoscută, un episcop al Argeșului a început să traducă și a terminat Logica lui Damaschin. Această operă a fost publicată abia în mileniul nostru, undeva la Craiova, litura Aios. Textul este splendid. E o operă de filolog minunat. E o operă de om care gândește asupra culturii în care traduce, care formează limba. Este însă un text inutilizabil pentru că a lipsit ceea ce spuneam mai înainte, și anume continuitatea. Nimeni n-a predat de pe textul acela. Deci n-a format o limbă și o terminologie logică pe care episcopul o propunea. Ceea ce înseamnă că el putea în momentul acela să formeze o limbă aptă să recupereze o experiență culturală pe care nu o avusese. Dar pentru aceasta trebuie să te ajute și instituții. N-a avut cu cine. Ei, da, n-ai cu cine, da, era o veche butadă pe tema asta și care se repetă ori de câte ori ne lamentăm de condiția culturii noastre. Cum putem depăși acest impediment, să zicem? Cred că există o rețetă. Există o rețetă pe care, în definitiv, cultura benedictină ne transmite și ne transmite, pe de o parte vorbind, în binecunoscuta ei formulă din regula lui Benedict, roagă-te și lucrează. În formula ei există o anumită continuitate, o anumită porționare a muncii, o anumită încăpățânare în a fi constant și a vorbi, oricât de mult ai simți că o faci în deșert, pentru că în cele din urmă ceva se adună pe fundul paharului în care există mișcarea centrifugă a dezordinii externe. Dar mai e ceva care mie îmi dă încredere în faptul că între traducător și creator poate să existe o foarte bună continuitate a transmisiei. E vorba de însuși modul în care ar merita să înțelegem ce înseamnă tradiția. Mă gândesc la un exemplu, mi-e foarte drag să îl amintesc și am eu impresia că cineva dintre ascultătorii noștri cu care conversam mai înainte pe WhatsApp și care mi-a spus că se va uita pe Facebook și se va gândi la cele spuse aici, va zâmbi în clipa aceasta pentru că știe ce vreau să spun. Mă gândesc la faptul că am publicat în Biblioteca Medievală împreună cu o distinsă traducătoare și doctorandă a mea, Cristina Horotan, Dialogurile lui Grigore. Aici e vorba de un exemplu, de o anecdotă pe care vreau să o povestesc, pe care vreau să vă comentez și dacă o să-mi permiteți să fac lucrul acesta, cred că o să avem ce discuta despre ce înseamnă tradiția.
Da, vă rog frumos, nu înțelegeți pios această anecdotă. Adică nu înțelegeți ca pe un exemplu de minune în care ne uimim de atotputernicia Creatorului și cu asta înmărmurim și continuăm să păstrăm tăcerea. Nu trebuie să vorbim după acest exemplu și trebuie să comentăm și să-l înțelegem într-un sens cât mai laic cu putință. Deși exemplul nu face parte din registrul celor laice prin natura lui. E vorba de faptul că Grigore, cel care încearcă să întemeze și să legitimeze monahismul italian, după părerea mea, în ochii grecilor, debutează dialogurile sale cu câteva capitole în care e vorba, pe de o parte, de un abate care nu are niciun maestru înaintea lui, care e începător, și, pe de altă parte, un abate care îl are pe acesta ca maestru și este continuatorul lui. Situația celor doi, este situația spirituală, este distinctă, pentru că unul trebuie să inventeze o tradiție, celălalt trebuie să o transmită, sunt sarcini diferite. Iar anecdota spune următorul lucru, că al doilea, cel care era onorat de faptul că are ce să transmită, se plimba pe un drum de la o mănăstire la alta și întâlnește o femeie cu copilul mort în brațe. Femeia îi se aruncă la picioare, spune că a auzit de sfințenia lui și că deduce din tot ce a auzit că, în mod evident, acest abate trebuie să aibă și competența necesară pentru a-i învia fiul. Așadar, abate dragă, fă-o. Iar abatele își declină competența, spune că n-a făcut niciodată, nu știe cum se face, n-are încredere în el și că mai mult ca sigur nu va reuși. Deci n-are rost să încerce. Rugămințile continuă, în sfârșit se ajunge la o înțelegere. Abatele își dă seama că ar avea o soluție la îndemână, amintindu-și că la piept poartă în amintirea maestrului său sandaua lui. Și se roagă, pune sandaua pe pieptul copilului, rugându-se, copilul învie, femeia este fericită și pleacă. Iar abatele stă și se gândește singur, încercând să determine autorul uman al miracolului. Pentru că autorul divin este limpede, dar autorul uman. Iar răspunsul lui este următorul. Nu știu exact cine a făcut dintre noi miracolul, pentru că abatele meu, cel căruia îi transmit tradiția, n-a dovedit niciodată că ar putea să facă o asemenea minune. Deci mi-e greu să spun că el a făcut-o, fiindcă n-am precedentul. Nici eu n-am făcut-o, n-am de unde, doar am spus că nu știu. Iar răspunsul este, a făcut-o transmisia însăși dintre noi. Adică faptul că îi port sandaua. Vă aduceți aminte ce a pus Gabriel Liceanu pe coperta 4 a uneia dintre edițiile de la jurnalul de la Pătiniș? E o conversație între el și Noica, imaginea arată plimbându-se între brazii Pătinișului și Liceanu declamând cumva retoric, bun, bun, dar aș vrea să știu ce rămâne din noi și de această fabuloasă conversație pe care tocmai o avem în secolele care vor urma. Parafrazez. Răspunsul lui Noica este foarte bun și este exact în spiritul anecdotei lui Grigore. Spune, cel mai probabil nimic din tine și din mine, dar ceea ce rămâne este relația. Asta este răspunsul pe care pot să-l dau în definitiv după vorbă lungă sărăcia omului, dar vedeți că și sărăcia așa are valorile ei spirituale. La întrebarea ce e cu traducătorul. E cel care face echilibru. El e sandaua din expresia, din anecdota de mai înainte. Adică nu e nici cel care primește și face miracolul propriu-zis acolo de față cu femeia, nu e nici cel care ocazionează prin faptul că a transmis ceva, și e sandaua însă și a transmisiei. El e traducător. Acum, sigur că dacă v-aș fi spus scurt la întrebarea dumneavoastră ce este cu traducătorul, spunându-vă o sanda, aș fi produs o perplexitate mai de înțelept, așa, ceea ce e bine să...
Grecii știau foarte bine ce fac atunci când spuneau că mama muzelor este mnemosine, este memoria. Ei, iată. Dar ați ridicat o problemă fundamentală și anume ce înseamnă să fii original. Ce este originalul? Noi suntem captivi oarecum unei imagini romantice, unei imagini a geniului care creează din inspirație pură, poate în relația cu transcendentul, poate fără. Numai că orice creație, de fapt, înseamnă multă muncă. Toader știe foarte bine că acum țin un curs care îmi place foarte mult despre șah, despre gândirea strategică în șah. Și, bun, mai puțin despre șah, mai mult despre gândirea strategică, dar oricine are de-a face cu acest fenomen al șahului știe că nu poți să devii foarte bun, cu adevărat, până când n-ai studiat sute sau mii de partide ale înaintașilor. Până când n-ai văzut cum jucau cei mai buni jucători din istorie. Și până când nu ești capabil să transferi această cunoaștere, această înțelegere a motivelor, a dinamicilor în partidele tale, întrucât nicio partidă nu seamănă cu alta. Sunt mult prea multe posibilități. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegi acest dinamism al imitației. Dar imitației care nu este pasivă niciodată, ci este creatoare. Asta înseamnă să fii creator, asta înseamnă da, să fii mai original. E ceva, e vorba de o adevărată superstiție a originalității, da? e o iluzie, dar care alimentează ignoranța. Da? Ideea că poți doar din capul tău sau doar din în mod spontan să creezi ceva sau... Și e o prejudecată, mă rog, o adevărată superstiție foarte păguboasă. Acum, legat de Grigore cel Mare, una dintre marile figuri ale Bisericii Catolice, nu? Unul dintre cei câțiva papi, puțini, parcă că sunt trei, dacă nu mă șel. Și al tuturor, e al culturii noastre. Care a fost supranumit cel Mare. Dar e o carte care îmi place foarte mult, dar e mai degrabă un registru de literatură fantastică, și anume Viețile Sfinților ale lui, de Jacques de Voragine, Iacobo di Voragine, da? Care are niște povești nemaipomenite, iar în biografia, mă rog, hagiografia consacrată papei Grigore, secolul 6, da? Cu papa Grigore, secolul 6, 7, da? Și, mă, cum spuneam, e o figură enormă a papalității, mă rog, în perioada asta. Dar anecdota care îmi place este că el e, mă rog, ales papă și puțin după alegerea lui are loc o teribilă epidemie. Dacă nu mă înșel, e chiar epidemia care a, mă rog, e marea epidemie de ciumă care a bântuit în secolul 6. Iar anecdota pe care o spune Jacques de Voragine este că papa Grigore ținea o predică și în timp ce vorbea au murit 80 de oameni, picau ca muștele în timpul predicii lui și el imperturbabil și-a dus mai departe predica pentru a-i învia după aia la loc. Da? Folosești, mă refer mereu la anecdota asta, mă rog, minunea asta, da? Din viața papei Grigore cel Mare, când mi-e teamă să nu adoarmă sau să nu sucombe cursanții. Da? Și îmi zic, uite, Grigore cel Mare a vorbit în continuare, deși picau oamenii ca muștele în jurul lui, mureau de ciumă. Da? Tema aceasta a continuității care distrage atenția este pentru ascultătorii și cititorii lumii de astăzi o temă asociată spontan prin lecturile noastre, cel mai adesea cu filozofia lui Martin Heidegger. În realitate e o temă foarte veche. E o temă care străbate gândirea benedictină și care problematizează continuitatea ca dată al condiției umane, în interiorul căreia este recomandată atenția ca facultate care lucrează împotriva continuității. Așa și începe Gerard din Cenat, despre care mi-ați promis că o să vorbim. Păi haideți să vorbim despre benedictin. Eu v-am propus și voi mi-ați promis. Dar înainte de aceasta, haideți să revenim o clipă la tema aceasta originalității.
pentru că ea este cea care explică, de fapt, bunul raport între continuitatea plictisitoare și atenția care trezește. Vine în minte un vers al lui Baudelaire, care vorbește brusc într-un poem despre condiția modernă, spunând, în frumoasă traducere românească, următorul lucru: și un singur gând ne arde să dăm de ceva nou. Este o emblemă, dacă vreți, a lumii romantice, a lumii moderne, într-un sens foarte, foarte evident și pregnant. Dincolo de aceasta însă, cum își puneau problema noutății, a progresului, a înaintării, a schimbării cei vechi? Ei nu erau străini de această problemă. Textele ne vorbesc în termeni elogioși, în termeni importanți, în termeni buni despre nou. A aduce noutăți, neoteriză, nu este neapărat un verb conotat negativ, deși uneori este, dar nu preponderent. Și, dimpotrivă, există un anumit regim ontologic, un regim substanțial al noutății, care încadrează noutatea într-o lume în care creatorul absolut nu este omul. Trebuie să vă spun că în urmă cu câțiva ani mi s-a adresat o întrebare, o rugăminte din partea revistei Verso de a scrie un text despre problema geniului în evul mediu, pentru că, iată, revista tocmai se ocupa cu problema geniului și trebuia și eu să figurez acolo ca o căsuță colorată într-un spectacol mai larg. Am refuzat galant, sper, și am spus: nu există această problemă, nu mă interesează, nu scriu. Am greșit, pentru că foarte recent mi s-a întâmplat un lucru pe care vă mărturisesc că abia aștept să îl închei, pentru că este extrem de interesant, și anume am ajuns să editez un text medieval, e adevărat de secol XV, despre posibilitatea creatorului. E vorba de o cercetare științifică pe care o coordonează colega mea, draga mea colegă Monica Brânzei, medievistă și director de studii la Institutul Cărții din Paris. Și în interiorul acestui program de cercetare, împreună cu colega mea Lavinia Grijac, edităm un text de câteva pagini al lui magistru vienez, un text conservat la Basel, care se întreabă în ce măsură omul poate să fie un creator. Întrebarea e destul de veche, dar magiștrii, bun, și pozițiile clasice, Augustin, în sfârșit, Scotus, Toma, Aureolus, răspund negativ și destul de dur la această întrebare. Magistrul nostru, un personaj foarte puțin cunoscut astăzi, foarte, foarte puțin, Petrus de Valse, unul dintre primii profesori vienezi la teologie de altfel, răspunde mult mai conciliant, încercând să arate cum anume mintea umană poate să fie, utilizând regimul sensibilității, regimul imaginilor, istoria pe care o cunoaște, materia pe care o are la dispoziție, să creeze așa cum creează creatorul însuși, fără să se substituie acestuia. Răspunsul lui e unul în mod evident, unul aflat între evul mediu și modernitate. Adică el vorbește despre calitatea de chip și asemănare a omului, în virtutea căreia el poate participa gradual la capacitatea creatoare a naturii divine, dar în forma creației artistice. Textul este fabulos, pentru că textul pune problema clivajului între două lumi, și dacă aș fi cunoscut acest text atunci când am fost invitat să scriu despre geniu în evul mediu, l-aș fi invocat și l-aș fi descris. Nu mai pot să o fac acum, e mea culpa, dar el merită amintit. Așadar, problema noului există, este tratată în evul mediu, e gândită, dar ea este gândită în forma unei gradualități. Nu mă gândesc doar la Petrus de Valse, care se spune că e un autor, mă feresc să spun obscur, așa cum nu-mi plăcea nici să-l numesc pe Soares, culmea, dar autorii sunt într-o comunitate a tradiției. Dar să evocăm nume mai cunoscute, să zicem, ale teologiei medievale, cum e Toma din Aquino.
El are un pasaj foarte frumos în Suma Teologică, în care el se întreabă cât anume trebuie să pună autorii care reflectează în baza credinței și cât în baza rațiunii, care e limita dintre cele două, și cum anume facem ca între aceste limite cunoașterea să progreseze. Și răspunsul lui este, iată așadar cum grecii, cum noi în urma lor, am intrat puțin câte puțin și pas cu pas, aulatim et pedetentim, spune el, sintagma memorabilă, în cunoașterea adevărului, in cognitione veritatis. Dar această cunoaștere poate să fie aproximată în raportul ei cu credința după un criteriu, după părerea mea, amuzant, adică până acolo unde provocăm râsul necredincioșilor. Râsul este cea mai bună modalitate de verificare, cel mai bun criteriu după care trebuie să echilibrăm credința și rațiunea, adică puterea noastră de a inova și dorința noastră de a aduce în față lucrurile vechi pentru continuitatea lor. Echilibrul dintre vechi și nou este dat de simțul nostru cel bun și de râsul pe care îl provoacă în comunitate o inițiativă sau altă. Să ne încredem în el. E un mesaj medieval. Nu înțeleg foarte bine care-i treaba cu râsul. Ce fel de râs? Mai multe tipuri de râs. El invocă în pasajul respectiv râsul ca fenomen spontan. Momentul în care argumentele sunt mult mai departe de posibilitățile rațiunii, ele sunt excesive și ar trebui să lase loc credinței, ele pot provoca amuzamentul. Și el se încrede în acest criteriu, în acest tip de râs. Dacă tot am vorbit de traduceri, cred că ar fi bine să menționăm și proiectul coordonat de Barbara Casson despre vocabularul european al filozofilor, proiect care a fost preluat de dumneavoastră și a apărut de curând, nu? La Iași. E o carte minunată și e o carte care problematizează tocmai ceea ce noi am discutat, adică statutul traducătorului, pentru că în 2009, împreună cu distinsa doamnă profesoară de la Universitatea Sorbonne din Paris, Paris 4, Anca Vasiliu, am asumat o versiune românească a vocabularului european al filozofiilor, coordonat de Barbara Casson și a apărut la SEI în 2003. După o muncă, hai să-i zicem benedictină, poate ajungem și la Gerard, așa cum ne promisese. A fost și el un benedictin între alții. Am reușit să publicăm această carte la editura Polirom în această primăvară. E un volum de 1600 de pagini care reunește un număr de câteva sute de intrări care constituie termeni ai vocabularului filozofic european care ascultă de un singur criteriu. Acest criteriu este acela al termenilor care suferă o echivocitate, ceea ce înseamnă implicit o îmbogățire și sau o sărăcire, în trecerea dintr-un spațiu cultural în altul. Adică există articole aici care ne vorbesc despre limba germană ca limbă filozofică, limba franceză, limba rusă, limba greacă, limba latină, și articole care ne vorbesc despre termenii acestei filozofii, de exemplu, esență sau usia, termeni care sunt distincți și care colaborează între ei, care schimbă semnificații, dacă nu, pot fi reduși la un sens comun, și care creează corespondențe și polarități și insule lingvistice în care amestecul semantic, îmbogățirea semantică, conduce la dirijarea însăși a căilor gândiri. Acesta înseamnă, în primul rând, că vocabularul european al filozofilor în versiune românească nu este o traducere sau nu este doar o translatare din franceză în română unor gânduri spuse de autorilor, ci reprezintă o îmbogățire pe două căi. Pe de o parte, prin folosirea tuturor pasajelor in extenso din filozofia clasică care sunt citate în vocabular, în versiunile deja existente în limba română sau traduse din limbile originale acolo unde era cazul,
Și pe de altă parte, cu îmbogățirea a câteva zeci, aproape 87, dacă nu mă înșel, de articole care sunt specifice culturii filozofice românești și care sunt scrise și redactate pentru prima oară în această versiune a vocabularului, urmând ca, într-un moment în care piața de carte e mai generoasă și finanțările responsabile vor merge și în această direcție, să sperăm că foarte curând, să apară o nouă versiune a vocabularului acesta în Franța, care reia toate experiențele, hai să le zicem așa, vernaculare, dar fără să gândim nimic calitativ sub acest aspect, niciun fel de ierarhie, care să reia toate experiențele făcute în ucrainiană, în engleză, în portugheză, în arabă, în română, adică în limbile în care acest vocabular deja a apărut. Ceea ce înseamnă, de fapt, reunirea unei comunități a filozofilor care gândesc asupra transferului lingvistic și care pun problema raportului dintre traducător și creator în termeni foarte diferiți decât cei cu care ne-am obișnuit în cultura română. Și sub acest aspect, voluminosul vocabular poate fi înțeles ca un manifest. Știți, ca o foaie volantă care spune, atenție, a gândi nu este altceva, în mod fundamental, decât a traduce și a crea. Termenii aceștia trebuie văzuți într-o constelație mult, mult mai apropiată. Da, există un manifest. Există un spirit care bântuie Europa. Cel al traducerilor filozofice și al reinterpretării filozofice. În măsura în care ele se concretizează, să spunem, în ceva mai bun decât vechiul manifest, consimt acestor lucruri, rămânând așa cu o ușoară nostalgie față de bibliotecile comuniste, ale edițiilor anilor 50-60, între care uneori se strecurau lucruri minunate despre tradiție. Nu știți ce vreau să spun și de aceea văd chipul dumneavoastră îngrijorat. Dar mă gândesc la cele 100 de partide ale lui Alehin. Știți? Îl am în bibliotecă moștenit de la bunicul meu, iar când mi-ați vorbit de partidele de șah, imediat m-am gândit la această minunată carte, cele 100 de partide ale lui Alehin. Da, e și aici o tradiție foarte importantă. Și ați menționat, deja l-ați menționat pe acest Gerard de Cenad. Și știu că pregătind emisiunea, amândoi am fost surprinși, și Toader și eu, să aflăm despre acest autor, Gerard de Cenad, despre care ne-ați vorbit foarte frumos. Cine e și Gerard, ce vrea? Gerard pentru mine este o sinceră, sinceră pasiune. Pentru că foarte frumoasă traducerea lui Marius Ivașcu, apărută la editura Polirom în Biblioteca Medievală, pe care am bucuria să vă arăt, e vorba de Gerard din Cenad, de liberarea asupra celor trei tineri, conține un text redactat pe teritoriul actual al României, la Abația din Cenad, a unui personaj care provenea din Veneția, benedictină, și care aduce cu sine o cultură foarte, foarte asemănătoare cu ceea ce în aceeași epocă scriau colegii ai lui mai tineri sau mai bătrâni, precum Anselm sau Petrus Damianus sau Otlon din Emeraman, o mulțime de autori care formau o constelație benedictină a Europei, dar care preponderent însemnau o expansiune italiană a fenomenului benedictin. Din această perspectivă, găsesc în Gerard un text care îmi spune ceva foarte important pentru discuția noastră de astăzi și care completează, care aduce ceva nou, dacă pot să mă joc cu cuvintele, la problematica aceasta a scriitorului, a traducătorului, a interpretului. El vorbește despre funcția soteriologică a exercițiului intelectual. Adică legitimează ceva ce în cultura noastră teologică suntem destul de puțin dispus să acceptăm. Și anume faptul că exercițiul asupra cărții, efortul de a gândi și de a-ți însuși istoria ideilor, filologia, științele umanului, conține o dimensiune spirituală. Adică conține o dimensiune de desăvârșire care
te poate conduce în termenii lui la mântuire. Dacă stai frumos la bibliotecă, dacă scrii cărți bune, dacă într-adevăr vei da umanității ceva din tradiția ei într-o formă curată și pură filologic, ai o șansă la mântuire și nu vei fi certat acolo sus că nu te-ai dus să trăiești așa cum trăiește viața pe străzi. Viața trăiește și la bibliotecă. Asta este un mesaj pe care, translatat în termenii ăștia simpatici, putem să-l înțelegem, dar pe care trebuie să facem o exegeză să-l înțelegem mai simplu la Gerard sau la autor mai vechi. Dar el e destul de prezent. Mi-l aduc aminte, de exemplu, la Casiodor, într-o formulă foarte interesantă în care spunea în instituțiile sale, pe care le-am publicat în Biblioteca Medievală, în traducerea lui Vicky Ciocani, că Satana primește tot atâtea lovituri câte greșeli face un copist. Ceea ce e formula proprie lui Casiodor în a gândi acest principiu al funcției soteriologice a exercițiului intelectual. Însă Gerard face ceva și mai interesant. El, în prologul la această lucrare, ne anunță că va comenta din cartea profetului Daniel pasajul celor trei tineri aruncați în cuptor de către Nabucodonosor și care reprezintă pentru el o imagine a lumii analogică din care el poate să desprindă structura universului, poate să desprindă un mesaj politic. El este unul dintre cei care au creștinat Ungaria. Atunci, invectivele sale politice la adresa statului ungar în această epocă sunt foarte frecvente în text. Și, dar înseamnă pentru el în același timp o meditație asupra... Poftim? De fapt, trebuie spus că a fost martirizat. A fost martirizat. Da, el a fost martirizat, a fost aruncat, se pare, într-un butoi în care a fost înțepat cu săbii de pe dealul de care ulterior în Budapesta i-a primit numele, astăzi se numește Gellért Hegy și este unul dintre sfinții martiri ai Ungariei cei mai importanți. Dar dincolo de acest aspect, el a lăsat o operă în care comentează acest imn al celor trei tineri și în care el ne avertizează asupra următorului lucru, că el are intenția să comenteze, pentru că a observat în ce am numit noi astăzi literatura de specialitate, adică în literatura patristică pe care el o citea, că nimeni n-a comentat textul și că ar fi loc de un asemenea comentariu. Iată un concept al progresului cunoașterii la el. Și în care el spune că desăvârșirea spirituală este necesară, el urmează să comenteze acest text, așadar, e un silogism la mijloc, așadar, modalitatea în care el va progresa spiritual va fi chiar comentarea acestui text. Asta este principiul valorii soteriologice a experienței intelectuale. Dacă ascultătorii noștri ne permit acest lucru, eu aș citi acest prolog și aș pune în evidență silogismul acesta, pentru că prologul acesta conține un secret pe care puțini îl știu astăzi și care ne aruncă o lumină asupra lui Gerard, care ni-l și familiarizează cu gândirea secolului XI, vorbeam de Anselm, de Petrus Damianus și de ceilalți benedictini, dar care ni-l apropie totodată și de spațiul răsăritean al tradiției areopagitice. Aceasta pentru că autorul nostru este singurul din cercul benedictinilor acestei epoci care citește Dionisie. Iar Dionisie își pune amprenta asupra acestui text, astfel încât el devine vizibil. Sigur, sursele lui sunt diferite. Ceea ce noi avem în această ediție este o ediție cu ceva mai bună decât cea din Corpus Christianorum făcută prin anii 70, pentru că noi avem internet astăzi și atunci am putut să găsim o serie de pasaje citate din patristică sau lecțiuni mai bune pe care să le propunem, astfel încât aparatul critic e mai bogat în această ediție. El citează adesea Augustin de Trinitate, ceea ce vechea ediție din Corpus Christianorum nu remarca. Iată ce ne spune în prolog textul nostru. Ascultați și cei care ați citit Dionisie veți recunoaște. Trebuie să ne ridicăm la cele mai bune contemplații, e limpede, vocabularul, după obicei și după tăria puterilor noastre, potrivit îndemnurilor foarte aspre, chiar dacă este anevoios scopul pe care trebuie să ne străduim și drumul spre care trebuie să înaintăm. Erigendum in optimis. Acestea sunt cuvintele lui Dionisie în formula latină tradusă de Eriugena. E foarte clar. Dar acest urcuș nici nu trebuie refuzat, chiar dacă este sinuos, căci sudoarea depusă pe drumul acesta trebuie socotită
mai dulce ca orice toropeală. Aceasta este toropeala pe care explică el mai jos, o resimțeau monahii cărora el le ținea slujba și care adormeau în timpul acesta și vrea să-i să-i trezească cu ceva. Deci continuitatea este cea care trebuie întreruptă de atenție. Mai cu seamă că divina provenire ne încredințează că ne va împlini toate năzuințele spre cel mai bun. Mărturisesc însă că am fost prea puțin de acord cu faptul că mi-ai cerut să cercetez acest timp. El vorbește cu dascălul Izingrim, căruia îi spune că refuză ca să poată să accepte ulterior munca. Dar trebuie să admiți că este foarte dificil ceea ce sună familiar, datorită desei întrecuițări și a fost lăsat neatins aproape de toți din pricina obișnuinței. Deci atenția trebuie să îndrepte împotriva continuității, trebuie să rupem conținutul obișnuinței ca să putem să înțelegem adevărul. Dacă i-am citit, de exemplu, distinsului nostru coreg, Cristian Ferenc Flaț, această carte, pentru că el are o carte pe această temă, fără să-i spunem autorul, mi-ar spune foarte repede, e Martin Heidegger. Nu, e Gerard. El spune același lucru însă. Și a fost lăsat neatins aproape de toți din pricina obișnuinței, cerând astfel multă trudă. Așadar, va trebui să iau cheia care să deschide arca legământului și să mă apuc de scris. Ceea ce înseamnă că, iată, el face aici următorul raționament. Trebuie să ne desăvârșim spiritual, dar eu acum încep să comentez imnul lui Daniel, așadar, aceasta este forma mea de desăvârșire spirituală. Cultura merită practicată. E un silogism foarte simplu, foarte clar și, iată, pus undeva într-un text care merită redescoperit din secolul XI. Și celor care sunt amatori de Dionisie și celor care sunt amatori de cultură benedictină. Da, nu pot să nu observ cum acest impuls spre mântuire, spre salvare, este cel care ghidează exercițiul intelectual. Și în timp ce citeam, mă gândeam la un capitolaș, la o secțiune din Așa greita Zaratustra a lui Nietzsche, secțiune care se numește Von der Erlösung, despre mântuire, unde Nietzsche propune un program de salvare, un program de mântuire. Acum, pentru cei care se gândesc la Nietzsche ca un anticreștin devotat, asta ar putea părea ciudat. Dar este vorba tocmai de o transformare a voinței, transformarea voinței noastre în direcția mântuirii. Și gândirea nu este o recompensă în sine, ci este orientată spre acest proces soteriologic. Bineînțeles, Nietzsche nu gândește în termeni religioși, în termeni dogmatici, să spunem. Nu era un benedictin, nu gândea în termeni catolici. Dar preia, cred, aceeași problemă a gândirii pe care trebuie să o trateze în termeni seculari. Și cred că e un bun exemplu de transmiterea problemei, chiar dacă, bineînțeles, nu este o transmitere directă. Nu mă gândesc că nici el ar fi citit vreodată pe Gerard. Ci este vorba de o continuitate care nu este neapărat explicită, dar o continuitate a problematicilor importante, a problematicilor determinante pentru direcția gândirii. Există ceva ce, în mod evident, leagă acești autori, care nu trebuie să se citească unii pe alții ca să-și continue ideile. Aveți perfectă dreptate sub acest aspect. Merită însă să numim, cu puterile minții noastre, ce anume îi leagă. Ce îi face și pe unul și pe celălalt să vorbească despre mântuire? Care este conceptul care e determinant pentru toți acești autori și care îi face să vorbească despre mântuire? Răspunsul meu, unul care este dincolo de orice fel de orizont al experienței religioase sau lumii laice, dar le include pe ambele, este următorul. Conceptul acesta este timpul. Aceasta pentru că orizontul temporalității este cel din perspectiva căruia putem să gândim orice fel de mântuire posibilă. La ce ne conduce acest lucru? Evident, acesta este un proiect iudeo-creștin. Adică, atunci când acest proiect, prin textele sale fundamentale, ne spune că există o orientare a timpului, că el nu este unul circular, ci el este unul linear și orientat, atunci el dă cadrul în care putem să gândim problema mântuirii. Și în care, evident, oricine asumă acest orizont, o va face
îndreptându-se spre acest concept. Fie că o va face la modul naiv, așa cum un regretat coleg al nostru de care ne amuzam copios pe vremuri, a făcut-o scriind pe coperta 4, vedeți că îmi tot amintesc coperta 4 al diferite cărți, scrisese, această carte a fost scrisă de-a lungul timpului. Păi cum să o scrimă, nu altfel decât tot de-a lungul timpului. Asta era o butadă celebră de pe când eram student. Dar, dincolo de aceasta, ce ne face să gândim mântuirea în orizontul timpului? Faptul că trăim în comunități a căror origine se află la începutul unui timp care ne este ascuns și a cărui origine căutăm instinctual să o dezvăluim. Și anume, avem de-a face cu o experiență care este a comunității noastre, românești, bune, europene, a civilizațiilor noastre, a lumilor în care suntem, în care experiența originii timpului ne este ascunsă, iar parcurgerea timpului ne apropie de această origine în măsura în care noi înșine o căutăm. Asta este o experiență umană fundamentală. Cititorii și ascultătorii nu știu, o pot înțelege foarte ușor. Îmi vine în minte un argument care îmi place enorm, pe care îl formulează un autor puțin cunoscut astăzi, pe care abia îl edităm, Godescalc din Nepomuc, din secolul al XIV-lea, care spune următorul lucru. Ce ne dă dreptul să interpretăm Biblia? El este un teolog. Răspunsul lui este trecerea însăși a timpului. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de fenomenul originar pe care îl narează textul sacru, cu atât dreptul la interpretare crește, ba chiar la pluralitatea interpretării. Bun, nu comentez faptul că pentru secolul XIV, când scrie acest autor, o asemenea afirmație este echivalentă unei revoluții a gândirii. Principiul hermeneuticii proliferează odată cu trecerea timpului. Timpul însuși ne face să gândim și să fim tot mai diversi în gândire. Aceasta înseamnă faptul că experiența orientată temporal este întotdeauna îndreptată spre originea acestui timp. Dar cum este originea acestui timp? Îmi vine în minte, apropo de Nietzsche și apropo de conceptul voinței de putere, ceva ce vă aminteam, vă strecuram așa în discurs mai înainte, și anume Augustin, pentru că eu la Nietzsche nu mă pricep. Și mi-e drag să spun că sunt o mulțime de lucruri despre care habar nu am și îmi place să vă ascult. Nu știu Nietzsche. Dar când îmi vorbiți despre Nietzsche, mă gândesc repede la voința de putere și mă gândesc la ce îmi spune Augustin, dragul de el, despre subiectul ăsta. Știți de ce? Pentru că în De civitate Dei, o carte în, al cărei prim paragraf ni se vorbește despre romanii care au libido dominandi, ghici de unde s-a născut conceptul, ni se spune un lucru foarte interesant, de care abia aștept ca colega mea, Lavinia Grijac, de care vă vorbeam mai înainte, să se ocupe în teza ei, pentru că e subiectul ei de teza, să ne spună cum anume gândește Augustin istoria romană, iar răspunsul lui Augustin, tot în De civitate Dei, este următorul. Această poftă de a domina, sau voință de putere, este cea care i-a făcut pe romani să ascundă originea imperiului lor și să spună despre această origine că este o victorie, un moment de triumf, când de fapt este nenorocita poveste a unui fiu care își cară tatăl pe spate ca să fugă de cei care îl prigoneau ca să-i omoare pe amândoi. Ori ascunde această realitate originară care are la bază o violență, sub forma unui sacrificiu întemeitor al unei comunități, este istoria generală a culturii noastre. Augustin ne-o spune foarte limpede. Există un alt autor, dacă nu-l preferăm pe Augustin, unul mult mai contemporan, în termenii căruia deja mi-am spus fraza anterioară, așa încât unii dintre ascultătorii noștri deja și-au dat seama la cine mă gândesc, și anume René Girard. Un autor care spune că întemeierea comunităților umane ține de o violență originară, pe care toți tindem să o ascundem ca să motorizăm culturile noastre. Poate că e un subiect despre care merită rediscutat, dar citind Augustin. Cred că mai e ceva foarte important aici. Am o curiozitate.
Oare se poate reconstitui cumva o legătură a lui Nietzsche cu Augustin? Că probabil citise Augustin sau citise câte ceva din Augustin. Nu știu. Adică nu știu, nu aici mă, nu e imposibilă o anumită aici legătură. Nu, nu, deloc. Dar atunci când vorbeați despre orizontul... N-am auzit. Nu deloc. Nu e deloc imposibil. Este foarte probabil. N-am căutat dacă cunoștea aceste pasaje din Augustin, dar este, bineînțeles, foarte rezonabil. Dar altceva mi se pare foarte interesant, și anume când vorbim despre orizontul temporalității. Când vorbim despre acest episod violent, de fapt despre violența fundamentală pe care construim societatea, cred că mai e ceva ce leagă... Iată, nu mai sunt doi autori, sunt trei sau sunt mai mulți. Și anume, intuiția inadaptării noastre la lume. Lumea este fie insuficientă pentru noi, nu corespunde aspirațiilor noastre, sau sinele nostru nu poate funcționa în lume, nu se poate adapta. Ceea ce ne duce cu gândul la problema dispoziției afective față de lume și poate la frică. Pentru că dacă violența este la baza societăților noastre, la baza Romei, dar nu numai la baza Romei, atunci frica este fundamentală. Și frica nu doar față de ce ni s-ar putea întâmpla față de ceilalți oameni, ci frica față de timp, față de curgerea timpului. Pentru că noi am vrea să negăm trecerea timpului, să fim eterni. De asta spun că suntem insuficient adaptați lumii noastre. Nu putem să privim onest, să privim sincer această grozăvie a faptului că totul curge, totul trece și totul se va termina. Bineînțeles, este o lectură foarte modernă, recunoașteți. Da, categoric. Când vă ascult, îmi vine în minte ceva citit și pe care îl notasem eu așa cu culori frumoase în carnețelele mele de pe vremuri pe care of le-am aruncat, o propoziție a lui Hobbes, care spunea în versiunea franceză pe care o citeam atunci, la cel passion de ma vie a été la peur. Ori asta ne arată faptul că frica este o formulă de impulsionare, de motorizare a culturii. Dar dați-mi voie să ne ierte ascultătorii noștri, să ne facă concesia asta și să nu se supere pe mine foarte tare că atunci când sunt incapabil să răspund pe un teren, schimb repede terenul ca să găsesc răspunsul favorabil. Haideți să lăsăm o clipă tradiția iudeo-creștină, să lăsăm o clipă problema afectivității, să lăsăm o clipă nu și problema timpului și să încercăm să ne gândim la un cadru foarte formal și convenabil pentru mine, pentru că răspunde simplu, fără să implice prea multe conotații umane la această problemă a incapacității noastre de a avea acces la origine și la ceea ce ne provoacă această conștientizare a incapacității. Un pasaj simplu, frumos, clar și coloresc din fizica lui Aristotel. Acolo, în cartea a șasea, dezvoltând în a șaptea, în fine, el spune un lucru foarte limpede și foarte percutant, și anume faptul că primul moment al mișcării fie nu există, fie nu avem noi acces la el. Aceasta din cauza faptului că orice mișcare, iar timpul știm că este măsura mișcării și nu poate fi gândit fără mișcare, orice mișcare este întotdeauna unitatea dintre cineva care mișcă și cineva care este mișcat. Prin urmare, a gândi mișcarea înseamnă a avea acces de la bun început la o dublură, de la bun început la cineva care precede și cineva care este precedent. Adică întotdeauna la un anterior și la un posterior. Gândirea umană se blochează în fața distincției, poate merge până la distincția dintre anterior și posterior. Și niciodată mai departe. Aceasta înseamnă că poate gândi anteriorul numai din perspectiva relației acestuia cu posteriorul. Aceasta ne face pe noi să gândim întotdeauna în concepte asociate cu imagini, spune el, și să fim incapabili să gândim doar prin imagini, așa cum ne tembelizează televiziunea.
oferindu-ne doar imagini și blocându-ne viața conceptuală. Sau suntem incapabili să gândim doar în concepte, fără să le asociem cu imagini. Fiecare dintre noi, acum, dacă spun, iată, fizica lui Aristotel, au în minte o carte, o copertă de culori diferite, ediții diferite, sau nimic, dar și nimicul ăla are culoare. Ceea ce înseamnă că asocierea dintre concepte și imagini este ipostaza omenească a maximei noastre capacități de înțelegere a începutului, adică a raportării acestuia la un posterior. Asta face ca, întorcându-mă acum, zic eu cu bagajul plin, la tradiția de care vorbeam, adică suficient, să spunem că, iată, noi putem într-adevăr să ne gândim propria istorie, dar numai relaționând prima clipă a acestei istorii cu cea posterioară și judecând-o din perspectiva ei. E condiția culturii însăși. Da, pentru că gândirea are nevoie de mișcare. E deja Platon o spune, în Teetet. Gândirea și o frumoasă carte a lui Henri Bergson. Da. Și o frumoasă carte a lui Henri Bergson. Da, bineînțeles. Pentru că gândirea trebuie să conecteze. Gândirea, de fapt, se întemeiază pe relații. Cum foarte bine sunt plăcut surprins că cu această ultimă parte a discuției noastre nici n-am spus nimic altceva decât spuneam mai înainte. Și anume faptul că buna transmitere a tradiției echilibrează traducătorul și creatorul. E cam același lucru. E cam aceeași poveste. Da. De asta cred că cartea a 10-a, spre exemplu, din Republica lui Platon, da, ar trebui să fie inamicul oricărui traducător. Pentru că acolo Platon spune în felul următor: există ideile, există conceptele perfecte platonice și există copii ale acestora în lume. Și artistul, omul, meșteșugarul, nu face altceva decât să copieze aceste lucruri, care la rândul lor sunt imagini, sunt copii. Cu alte cuvinte, operele umane sunt copii de mâna a doua, nici măcar de primă mână. Și la fel ar putea spune cineva, traducătorul copiind o operă umană, modificând-o, este o copie de mâna a treia. Ei, cred că ceea ce spunem noi acum, de fapt, este opoziție la ce spune Platon. Constituie o inversare acestui gând platonic. Depinde cum înțelegem spusele lui Platon. Dacă le înțelegem luând cartea și citind-o așa frumos și în litera ei și cu veioză alături și sub o plapumă caldă, căscând lung și gândindu-ne la cuvintele lui, lăsându-ne să adoarmă, s-ar putea să cădem în această plasă în care vom spune, ei, n-am eu ce să caut și să repet aceste idei în formele mele, pentru că, în definitiv, ele există ca atare și nu voi produce decât copiile. Dacă încercăm să gândim însă ca problemă ceea ce el ne spune, ca și concept deschis, vorba lui Noica, putem să avem și o altă lectură. Dar aia e să face cu creionul în mână, aia atentă, aia punând în analogie cu alți autori, cu contraargumentele care s-au adus, descifrând cumva și forțându-l pe Platon contra scrisului lui, care e unul menit să ne inducă în eroare, pentru că așa vroia el să scrie. Știm asta de la Andrei Cornea foarte simplu și foarte clar și de mult. Dar dacă citim altfel textul lui Platon, putem să avem o altă lectură. Ea este următoare. Să ne gândim la celebrul argument formulat de Platon însuși, reluat și făcut celebru de Aristotel, în care raportul dintre copii și idei este unul care nu poate fi legitimat dacă le considerăm și pe unul și pe celălalt drept niște lucruri independente și autonome. Pentru că întotdeauna trebuie să le raportăm ca să le legitimăm asemănarea la un al treilea și asta conduce la un exercițiu infinit. E așa numitul argument al celui al treilea om și așa mai departe. Dar dacă vom considera că ideea este simpla potență absolută, în limbajul lumii noastre să-i spunem arhetip, simpla potență absolută care e capabilă să genereze instanțe ale ei particulare și care sunt singurele care o manifestă, atunci înseamnă că însuși caracterul inepuizabil al ideii ne face creatori ai instanțelor ei,
Și merită să le reproducem la infinit, pentru că oricâte am produce, ele vor fi la fel de originale dacă contribuie la realizarea acestei idei. Am impresia că am spus foarte multe cuvinte, că ele se grupează într-un norișor ininteligibil și că trebuie să le... Eu cred în ele. Dar că aș putea să le reformulez mai simplu, amintind un roman, mă numesc Roșu al lui Orhan Pamuk, care explică mai clar decât mine și mai de premiu Nobel, așa, această idee. El spune următorul lucru. E povestea miniaturiștilor care copiază manuscrisele otomane, opere ale predecesorilor lor și le ilustrează cu miniaturi. Și ei se întreabă care este cel mai bun miniaturist, care va desena cel mai frumos elefant cu un otoman călare pe el și cu o săbiuță în mână. Răspunsul este unul care va încerca de la el însuși, adică va gândi de capul său, să reținem sintagma că știu unde vreau să ajung, de capul său lucrurile, va fi un miniaturist prost. Dacă el va încerca să oglindească ideile așa cum le-a învățat în cărți, mergând pe reguli clare, reproducându-le, făcând copii ale modelului din minte, pe care l-a desprins din experiența sensibilă văzând ceea ce reproduce, el poate să fie un miniaturist bun, bunicel, și el atunci va picta nu de capul său, ci cu capul său. E bine să pictezi cu capul tău, e bine să gândești cu capul tău, dar, spune Orhan Pamuk, există o etapă și mai înaltă, aceea în care miniaturistul este atât de bun încât nu mai are nevoie de experiența vizuală, ba chiar maestrii miniaturiști otomani își transmit o pană ascuțită a unei păsări cu care cei mai buni miniaturiști se orbesc la un anumit prag al carierei lor, pentru că atunci ei încep să picteze fără să vadă, deoarece reușesc să vadă așa cum vede Allah elefantul cu săpiță. Ăla este miniaturistul cel mai bun, acela care reușește să producă instanța însăși a ideii creatoare. Ori ăsta este răspunsul. Așa putem să nu cădem în plasa pe care Platon însuși ne întinde. Dar depinde cum îl citim. Lectura dumneavoastră... Să citim Orhan Pamuk, măcar. Este, impresia mea, intuiția mea este că e foarte neoplatonistă. Este influențată puternic de... Sigur. Când a apărut Mă numesc Roșu, am încercat o recenzie în care am sugerat această idee. Au fost câteva reacții pentru că el pomenește o istorie a lui Husrev și Shirin, care de fapt e o poveste erotică persană transmisă și în lumea greacă și care ajunge și în lumea occidentală mai târziu, din perspectiva unei teorii a cunoașterii foarte neoplatoniciene. Deci ați sesizat perfect acest instrumentar, iar numai de dragul diversității ascultătorilor noștri și a plăcerii de a-l invoca pe Orhan Pamuk, care ne e tuturor foarte drag, m-am gândit la această expresie plastică. Dar dacă ne-am mutat de pe Zoom în sala de curs de la UPB, aș lua Proclus, v-aș arăta cum e cu Autriu Postaton și asta ar fi teoria. Știm despre ce vorbim, e limpede. Da, asta. Mulțumesc, tușe, ce-ar zice. Iată, cărțile sunt stupefiante. Nu? Da. Nici nu știu cum să continui o astfel de discuție decât spunând că după Platon, după neoplatonici, după ce am vorbit de formele platonice, am vorbit de gândirea lui Plotin, a lui Proclus, de imanență, de această putere a ideilor de a se manifesta în lume, nu rămâne decât să ajungem la modern și să vorbim de imanență ca prezența acestor idealuri, acestor forme în lumea noastră, care nu se mai află într-un orizont transcendent. Și atunci nu rămâne decât pentru noi, fără această sursă divină sau fără această sursă transcendentă, să găsim ideile care sunt puternice și să le traducem, cu alte cuvinte să le interpretăm. Și cu cât trece timpul, cu atât suntem mai obligați să o facem. Da. Cred că colecțiile pe care le coordonați, atât la Biblioteca Medievală, despre care am vorbit atât de mult, dar și sursele clasice de la Humanitas,
fac același lucru. Și nu putem să nu menționăm faptul că la sursele clasice au apărut volume foarte importante din stoici, spre exemplu. Unul, nu? Un volum, dacă nu mă șel. Un volum, dar și Marcus Aurelius, nu? A apărut tot... Este traducerea lui Cristian Bejan din Marcus Aurelius, care e o traducere foarte, foarte frumoasă, și volumul din Veterum Stoicorum Fragmenta, volumul 2, da, este coordonat. Da. Da, de colegul meu Andrei Man, și sper să apară cât de curând. E un volum important și trebuie să facem lucrurile până la capăt, adică bine. Da. Păi, mulțumesc foarte mult pentru această emisiune atât de instructivă, instructivă pentru noi, pentru că, uite, am aflat lucruri despre Gerard. Da, nu știam de el, mă rog, nu știam de nici de cum îl cheamă pe neamțul ăla, Nepomuc Godestalk? Da, e foarte greu de reținut numele. Da. Da. Știi că m-am notat conștiincios. Da, ți-ai notat, da. Lucitoare. Cum se numește, Răzvan? Godestalk? Godestalk. Este Godestalk. Godestalk. Da, e mai simplu așa, Godestalk, da. Bun, și oricum eu cred că am notat idei pentru alte emisiuni. Da, adică sunt teme asupra cărora sper să revenim în emisiunile următoare, de pildă René Girard, da, și teoria girardiană a sacrificiului. Nu doar violența, ci violența sacrificială este cea care fondează societățile, dar deci ar fi, cred că, binevenit să vorbim despre această mare figură intelectuală care ne-a părăsit în urmă cu câțiva ani, care era și el membru al Academiei Franceze, cum este și Barbara Cassin, despre care am vorbit mai devreme. Și cred că ar trebui să și aprofundăm Toma de Aquino. L-am discutat, da? L-am evocat la un moment dat în cursul emisiunii, dar cred că ar trebui reluat, pentru că de-al minteri Alexander Baumgarten își începe fiecare zi printr-o traducere din Toma. Acum trebuie spus că vorbim aici de mii de pagini. Da? Și în fiecare zi face o traducere sau verifică o traducere din Suma Teologică. Da? Sper că n-am revelat un secret prea intim. Dragii mei, e ceva foarte omenesc și foarte simplu, dacă e însoțit de o cană mare de cafea. Da, deci înainte de micul dejun, Toma de Aquino, ca să aveți o zi cât mai bună, mai productivă, cred că e cea mai bună soluția. Asta este metoda Baumgarten, da? Pentru a începe o zi, e cu traducerea din Toma. Da. Noi avem la un curs de dimineață, care îi spunem gimnastica filozofică. Gimnastica filozofică de dimineață la ora 8:30. Numai că nu e o gimnastică în fiecare zi, e o dată pe săptămână. Asta e și mai bine. Da? Gimnastica tomistă în fiecare zi, cred că este ideal. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 1, cum v-ați obișnuit, la emisiunea Metope.